Nu doar la Henri Coand a fost aglomerație. Aglomerație a fost cuvântul de ordine weekendul acesta și în stațiunea Eforie Nord. Au fost atât de mulți turiști încât abia dacă mai găseai un loc liber pentru a-ți putea întinde cearșaful de șezlonguri libere, nici nu s-a mai pus problema. Aglomerația a fost și la terasele și restaurantele de la malul mării, iar meniul preferat al românilor? Hamsia prăjită. Normal. Pentru a-și rotunji veniturile, însă mulți comercianți încearcă să păcălească clienții și le vând șprot în loc de hamsia. Întinderea de nisip e mai animată ca niciodată anul acesta. Turiștii au un singur scop, să uite de griji. Eforie Nord rămâne stațiunea preferată a familiștilor și cea mai accesibilă din punct de vedere al prețurilor. Aici, bugetele de vacanță variază între 3 și 5.000 de lei pentru o familie, iar pentru o zi de plajă, turiștii mai trebuie să scoată din buzunar alte câteva sute de lei. Suntem de o săptămână, e foarte ok, comparativ cu luna august, cum veneam până acum. Da, e chiar cât trebuie, și lume, nici multă, nici puțină, e ok. Știți cum e? Atmosfera e bună, prețurile... Așa cum știm fiecare, fiecare după posibilități își cumpără tot ce dorește, ce nu, dar măcar am văzut marea. Pe tot litoralul, gradul de ocupare este de 60%. Prețurile încep de la 1000 de lei pentru un sejur de 3 nopți la un hotel de 3 stele. Iar după zi de petrecut la plajă, în bătaia brizei și printre razele soarelui, turiștilor li se face foame. Hamsia prăjită cu usturoi și mămăligă este mâncarea preferată a românului venit pe litoral. Gustoasă, slabă în grăsim și accesibilă. Asta sigur, dacă o și nimerești. Pentru că este mai ieftin, tot mai mulți proprietari de restaurante pun în farfuriile turiștilor, în loc de hamsie, șprot. În fiecare dimineață, pescarii ies în larg la taliene, niște plase imense puse vertical pe stâlpi înfipți pe fundul mării. Iau peștele și umplu bărcile, apoi se îndreaptă spre mal. Restaurantele așteaptă marfa proaspătă. Prăjit, diferențele aproape că devin insesizabile. Puțini sunt turiștii care reușesc să-și dea seama despre ce este vorba. Cei mai mulți recunosc că nu fac diferența și iau de bun ceea ce li se oferă. Asta. Ai atât de hamsie? Eu cred că asta e hamsia de tot asta. Sau asta e curățată? Dacă e curățată, s-ar putea să fie asta hamsia. Hamsia este un pește mai mare, tot timpul trebuie să fie curățată de intestine, da? Deci niciodată nu o servim întreagă. Are o formă mai alungită, iar șprotul este un pește mai mic. Să nu mai vorbim de gust. Șprotul, în general, e un pește mai gras decât hamsia. Cea mai cunoscută rețetă de preparare a hamsiei este aceea în care peștele curățat se dă prin făină și sare și apoi se prăjește în ulei încins. Împreună cu usturoi și mămăliguță alcătuiesc meniul delicios al verii pe litoral.